Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, așa cum vă spuneam și în episoadele anterioare, despre campania top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald de-a lungul timpului, o campanie online până pe data de 19 iulie, până duminică, intrând pe site-ul editurii www.editura-herald.ro, de asemenea pe pagina de Facebook oficială a editurii veți găsi foarte multe materiale, înregistrări, interviuri cu invitații noștri speciali, vorbind despre cărți din domenii diferite, începând de la știință, continuând cu neuroștiință, de asemenea tradiții spirituale, psihoterapie, psihologie și multe alte domenii, cărți sacre, cărți fundamentale din istoria umanității. Astăzi vorbim despre cartea lui Enoch și despre cartea tainelor lui Enoch cu doamna Felicia Wallmann, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București și coordonatorul Centrului de Studii Ebraice. Am să vă arăt cartea lui Enoch și la cameră. O literatură foarte importantă. Și am să citesc puțin despre această carte pe coperta 4, cartea lui Enoch și cartea tainelor lui Enoch 2, cartea lui Enoch 2, cărți scrise probabil în secolul 2 sau în secolul 1 înainte de Hristos. Aceasta pe care o țin eu în mână, descoperită în Etiopia în anul 1773, una dintre cele mai vechi mărturii, am putea spune, mărturii mistice existente și cel mai important text al corpusului pseudoepigrafic biblic. Pomenită în Zohar și în Epistola lui Iuda, cartea aceasta a exercitat o puternică influență asupra gânditorilor evrei și creștini, inclusiv asupra autorilor Noului Testament. Și vorbim aici despre teme familiare. Noi am mai discutat cu doamna profesor Waldman, precum introducerea răului în lume de către îngerii căzuți, epoca mesianică, Noul Ierusalim, învierea și judecata de apoi. Sunt numai câteva dintre ele. O carte foarte bogată în simbolistică. De ce este important acest personaj Enoch în ceea ce privește, să spunem, și Tora și literatura Vechiului Testament? Da, păi aș spune în primul rând că este unul din personajele cele mai importante din Biblie, pentru că este unul din puținii despre care se spune că n-a murit, ci a fost luat la Dumnezeu pentru viața lui bună, pentru modul în care a trăit, pentru că a respectat poruncile lui Dumnezeu, pentru că a fost un om bun și atunci, în loc să moară, a ajuns în lumea divină alături de Dumnezeu și deci evident, este un model care merită urmat, care, spre care tinde oricine și atunci a devenit încă de la început un personaj extrem de interesant și de folosit în literatură, și literatura rabinică, dar și literatura mistică, care evident că a dezvoltat acest personaj la cote mult mai înalte, pentru că l-a considerat, așa cum spune cercetătorul Philip Alexander, l-a considerat un prieten la curte, un prieten la curtea lui Dumnezeu. Deci, practic, fiind un om care a ajuns înger, este evident sprijinitorul oamenilor care încearcă să se apropie de Dumnezeu printr-o experiență mistică. Ce înseamnă sau cum pot fi tratate aceste teme, precum, uite, mă gândesc acum, îngerii căzuți, la ce se referă mai exact Enoch? Noi am mai discutat despre acest subiect în cadrul unei emisiuni care, spre surprinderea mea, a avut extrem de multe vizionări, ca niciodată, din toate materialele făcute de noi la Canal 33 Oameni și Cărți. Se pare că a suscitat un interes extraordinar și ați primit foarte, foarte multe felicitări și multe Mulțumesc. comentarii. Ce înseamnă această temă a îngerilor căzuți?
Da, este într-adevăr în angelologia iudaică, care vorbește de fapt despre creaturi ale lumii divine și nu despre îngeri în sensul creștin al cuvântului, creaturile lumii divine, care în general sunt creaturi fantastice, care sunt descrise în textul biblic de multe ori ca fiind combinații de animale cu cap de un animal și corpul de alt animal, unii având aripi, alții neavând aripi, unii fiind sub forma unor sfere, alții fiind sub forma mai aproape de umanitate, aceștia fiind chiar îngerii de care vorbeați mai devreme, o categorie de îngeri care se numesc Bnei Elohim, fiii lui Dumnezeu, și care, tocmai pentru că erau mai asemănători cu oamenii, se spune în legenda lui Enoch că ar fi coborât pe pământ, unde au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase, au coborât la ele și au avut cu ei copii uriași din vechime, spune textul, care evident au adus cu ei secrete din lumea divină. Sigur, legenda spune că acești îngeri s-au dus la Dumnezeu și au spus că fiind fiii lui Dumnezeu vor să fie egali cu tatăl lor, egali cu Dumnezeu, ceea ce evident nu s-a putut și atunci au fost alungați din lumea divină, devenind îngerii căzuți, nefilim în limba ebraică, care evident ajungând în lume, legenda spune, au adus cu ei secrete din lumea divină. Dar evident că tot legenda spune că având în vedere cât de intangibile sunt cu adevărat secretele din lumea divină, ceea ce au adus îngerii căzuți au fost niște secrete parțiale, niște secrete pervertite, care evident nu înseamnă tot ceea ce cuprinde lumea divină, ci scântei, dacă vrem, niște informații din lumea divină, care evident sunt considerate magice și sunt importante în tradiția mistico-magică. Și de aceea, de pildă, sunt importante numele îngerilor. În cartea lui Enoch avem câteva nume de astfel de îngeri, fiecare cu rolul lui, fiecare cu statutul lui în lumea divină și ca atare, fiecare putând fi de ajutor celui care îl invocă într-o direcție sau alta. Capitolul 26, dacă nu mă înșel, am găsit un lucru interesant, judecata finală a lui Azazel a veghetorilor și a odraselor lor. Și scrie, când mă voi hotărâ să-i apuc prin mâna îngerilor în ziua frământărilor și a durerii, voi face ca pedeapsa mea și mânia mea să coboare peste ei, a spus Dumnezeu, Domnul Duhurilor. Da, regi măreți ce locuiți pe acest pământ, va trebui să-l priviți pe alesul meu cum stă el pe tronul de slavă și îl judecă pe Azazel și pe toți însoțitorii săi și toată oastea sea în numele Domnului Duhurilor. Da, firește că îngerii căzuți nu mai au cum să fie decât pedepsiți de Dumnezeu. Evident, la venirea lumii mesianice, a lumii de apoi, și de altfel acolo este la cel mai important rolul lui Enoch, ca înger care, provenind dintr-un om, înțelege ce înseamnă pentru om judecata de apoi și se consideră în legendă că va servi drept avocatul, dacă vreți, omului în fața lui Dumnezeu la judecata de apoi, cel care va încerca să-l convingă pe Dumnezeu să-i lase pe oameni să intre în lumea mesianică, în lumea de apoi, lume în care intră doar cei care au respectat poruncile lui Dumnezeu, cei care au făcut acte de caritate, care au fost oameni drepți și buni de-a lungul vieții. În tradiția evrească, neexistând ideea de iad, ci ideea de neant, adică cel care nu a îndeplinit poruncile divine, care a fost rău în timpul vieții, nu va intra în lumea mesianică și ideea că se va disipa și va dispărea neant este mai cruntă decât orice idee de iad. Ca atare, evident, în acest rol, Enoch e foarte important pentru că îl ajută pe om să-l convingă pe Dumnezeu că merită să intre în lumea mesianică. Știu că la un moment dat v-am mai întrebat, dar aș vrea pentru cei care nu au urmărit emisiunea, legat de importanța cuvintelor, importanța
literelor, importanța logosului. Sunt anumite limbi în care au fost scrise texte sacre, sunt limbi sacre, altele nu. Sunt limbi de interferență, aș spune, culturală, cum este greaca sau latina. Dar sunt limbi precum limba arabă în care a fost scris Coranul, de asemenea ebraica veche, sanscrita, aramaica, sunt limbi sacre. De ce sunt ele considerate limbi sacre? Pe lângă faptul că sunt limbile unor revelații, care evident prin definiție înseamnă sacralitate, un plus cel puțin la aramaică, ebraică, arabă, este faptul că sunt limbii semitice care funcționează în scris doar pe bază de consoane. Ceea ce înseamnă că pentru a citi textul, pentru a-l putea actualiza, trebuie vocalizat. Ori această vocalizare nu poate să o facă decât omul cu vocea lui și asta înseamnă, de fapt, cum spunea Moshe Idel, o coparticipare la actualizarea textului. Deci textul este potențial, cuprinde potențial tot ceea ce înseamnă revelația, dar revelația nu ajunge la noi decât prin contribuția omului care vocalizează textul. Acum, ca orice text care are doar consoane sau, mă rog, are o parte din informație codificată, evident că poate fi citit în moduri diferite. Și în limba română, dacă ne gândim, dacă punem doar consoane, între consoane pot fi puse vocale diferite și cuvintele care rezultă, evident, vor fi diferite. Ceea ce înseamnă că textul potențial cuprinde o infinitate de posibilități, de variante de citire și, deci, secrete care pot fi dezvăluite de cel care știe cum să pătrundă în adâncul textului, în adâncul lor. Deci, limba sacră înseamnă și o limbă care permite colaborarea omului cu Dumnezeu, pentru că nu e așa, textul biblic spune încă de la început că Dumnezeu a făcut lumea pentru om. Și chiar dacă omul a greșit, chiar dacă omul a încălcat porunca divină, ceea ce iarăși în tradiția evreiască este normal în sensul că odată cu posibilitatea de a alege, Dumnezeu i-a dat omului liberul arbitru. Adică dacă Dumnezeu n-ar fi vrut ca omul să mănânce din pomul cunoașterii, l-ar fi oprit. Faptul că i-a permis, i-a spus să nu mănânce, dar i-a permis să mănânce, este de fapt liberul arbitru, ceea ce înseamnă pe românește capul face, capul trage. Deci, într-adevăr, decidem ceea ce facem, dar tragem și consecințele. Și atunci, evident că din punctul ăsta de vedere, textul este extrem de important în sensul posibilității de a fi interpretat în moduri pozitive și negative. Tora, de pildă, cele 5 cărți ale lui Moise, cuprind și porunci, așa zis, pozitive, porunci de a face și porunci negative, de a nu face. Și evident, tradiția mistică evrească, în forma ei cabalistică, spune că, evident, într-o lume în care oamenii ar respecta poruncile, n-ar mai fi nevoie de cele negative. Și atunci, evident, că și Tora ar fi citită altfel, ar putea fi citită altfel. Iată un alt aspect al ceea ce înseamnă sacralitatea textului, posibilitatea de a fi citit în moduri diferite în funcție de epocă și în funcție de ceea ce face omul. Pentru că tradiția mistică evrească spune că efectul a ceea ce face omul, efectul faptelor omului este cosmic. Ceea ce facem noi nu are efect doar asupra noastră, ci și asupra întregului univers, asupra lui Dumnezeu însuși. Iată lucruri foarte importante. În ciuda caracterului său fragmentar, cartea lui Enoch poate fi considerată expresia clară a trăirii și cunoașterii mistice din timpul Vechiului Testament, cu consecințe de netăgăduit și în vremea celui nou. Și asta mă duce cu gândul la expresia folosită de Iisus Hristos când spunea că am venit să împlinesc, să întăresc legea și nu să o schimb. Sigur, așa este. Evident că, din punct de vedere al descrierilor din cartea lui Enoch,
Ele sunt în conformitate cu textul biblic, pornesc de fapt de la Ezechiel, unde este descrisă călătoria către lumea divină prin cele șapte firmamente, ajungând la carul divin, la tronul gloriei, pentru că evident Dumnezeu este energie, este strălucire, nu este o figură, cum vedem în multe desene de bătrân cu părul alb. Este o energie care nu poate fi concepută, percepută, văzută de către om, care poate vedea doar manifestări ale lui Dumnezeu, strălucirea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. Și asta este, de fapt, baza cabalei, faptul că ceea ce omul face determină diversele manifestări ale divinității, fie de milă, fie de pedeapsă, fie de judecată, fie de dragoste și așa mai departe. Și evident că, din punctul ăsta de vedere, cartea lui Enoch este un text important pentru că dă de-a dreptul niște rețete asupra modului în care ar trebui să ne purtăm pentru a beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. Practic sunt rețete care, așa cum bine spuneați, vor fi reluate mai târziu în Zohar și în alte cărți cabalistice, pentru că sunt de bază în iudaism, sunt în conformitate cu Tora și ne întoarcem aici la ideea de sacralitate. Nu există nimic în afara Torei, în tradiția evrească, evident, nu există nimic în afara Torei, totul poate fi găsit în Tora dacă știi să cauți. Inclusiv lucrurile cele mai noi, descoperirile științifice, pot fi împăcate cu Tora printr-un proces de interpretare care este caracteristic iudaismului și pe care Cabala l-a dus la niște forme ieșite din comun. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea lui Enoch, o carte publicată în colecția manuscris a editurii Herald. Am să vă mai arăt la cameră. De asemenea, nu uitați și de cartea Tainelor lui Enoch, Enoch 2, două cărți fundamentale, esențiale, texte sacre ale umanității. A fost alături de noi doamna Felicia Waldman, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, care îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să ne împărtășească din aceste informații extrem de utile și extrem de prețioase pentru cei pasionați de aceste texte vechi, texte sacre, așa cum spuneam. Nu uitați de campania Top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald până duminică 19 iulie și de asemenea vă invităm să urmăriți toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri pe pagina oficială de Facebook Herald și pe canalul de YouTube. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și ne-ați urmărit și ne dăm întâlnire la o ediție viitoare a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi răcoroasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!